Suntem la Chestiuni Rome, un podcast cu povești de viață cu și despre romi. Și astăzi îmi face o deosebită plăcere să vi-l prezint pe părintele Nicolae Gangă din cadrul protopopiatului Urziceni, județul Ialomița. Bun găsit, vă spun, părinte, astăzi la Bine podcastul v-am găsit. Nostru. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Este un moment de bucurie și pentru mine să putem sta de vorbă și iată că îmi aduceam aminte în timp ce stăteam puțin de vorbă în culise, că îl cunosc pe fratele dumneavoastră, părintele Daniel Gangă, de pe vremea studenției și chiar dacă și noi ne știm de mulți ani, iată că practic doi frați care au îmbrățișat această, eu știu, meserie frumoasă. Cum s-a întâmplat, părinte, de ați ales și dumneavoastră și părintele Daniel acest drum? Așa a vrut Dumnezeu. Practic a fost o dorință arzătoare a mamei mele, a mamei noastre, care, din păcate, nu mai este. A trecut la cele veșnice încă din anul 1997. Dumnezeu să o odihnească. Aveam eu pe atunci 15 ani. Părintele Daniel, actual părinte Daniel, avea 17 ani. Da, eram încă la perioada adolescenței și chiar ne-a fost greu așa să trecem peste episodul ăsta, dar era dorința ei, încă de mici, de când mergeam la biserică, mai cu voie, mai fără voie, mai cu așa. Urma să vă întreb cum a fost copilăria dumneavoastră? A fost o copilărie frumoasă, până la momentul pierderii mamei. O copilărie pe care, da, cred că la un moment dat o să scriu așa povestea copilăriei. 5 frați, numai băieți. Mama foarte, să zic eu, aproape de noi, alături de noi în orice moment, în orice situație. Tata mai tot timpul la serviciu și angrenat în muncile gospodărești, cum ajungea acasă, cum se îngrena în muncile astea gospodărești. Noi 5 băieți, care mai de care... Mai năzdrăvan? Mai năzdrăvan, mai... Da, dintre... Cred că eu am fost cel mai năzdrăvan dintre toți 5. Așa ca o... O paranteză. Ca o paranteză. Eu sunt cel mai brunet dintre toți 5 și maică mi-am zicea când eram mic că nu sunt al ei, că m-a luat un ciur de mălai de la o căruță de spăitori. Și, vă și la început mă necăja, eram foarte necăjit, că eram foarte, da, așa cumva mă simțeam, uite, eu sunt cel mai brunet, sunt cel mai negru. M-a luat mama de unde m-a luat? M-a luat de la căruța de spăitori și apoi am înțeles că era practic o glumă. Da, asta ca să închid paranteza. Dar o copilărie frumoasă, cred că n-aș regreta dacă aș mai fi din nou copil în aceeași situație, în aceeași, așa vreau Dumnezeu să fie... Și locul unde noi ne-am născut și am crescut, în loc la o localitate la țară, satul Malul Roșu, comuna Armășești, județul Ialomița. O localitate pitorească, o localitate care, cum să vă spun, nu cred că există alta mai frumoasă. Întotdeauna locul nașterii este cel mai frumos. Da. Ce năzdrăvanie vă vine în minte acum? Mi-ați spus că erați năzdrăvan. Ce să vă zic, aveam animale. Aveam și cal, aveam și vacă, aveam și, la un dat, și oi, cumpărase taică-mi. Și mie îmi plăcea să încalec pe cal și să fugăresc calul. Dar de cele mai multe ori, fie că era nevoie, fie că nu era nevoie, eu mă încalcam pe cal și locuiam undeva la marginea satului și de acolo aveam tot câmpul liber și, da, și de multe ori am căzut de pe cal, adică mai trântea așa calul, că era mai bine și din vina mea și el așa ca un animal, bine. Și plus asta, nu, niciodată eu nu eram pe acasă când erau treburile astea așa mai importante, eram ba la fotbal, săream gardul și rămâneau și frații ceilalți, da, să mai ajute pe acolo, da. Sau ce mai făceam eu așa, mă sustrăgeam așa de la treburile astea, că în spatele casei aveam un teren de un hectar aproape, unde jumătate era cultivat cu grădină.
zarzava, varză, roșii, vinete, de toate, pe care le ducea taicul la piață. Și când era de săpat, de udat, de, eu știu, ce mai era de făcut acolo, de plantat, eu ori plecam cu vaca la iarbă, ori, eu știu, nu... Eu am treabă, am da, plecat am la... Da, adică făceam tot felul de... Când am crescut, na, clasa 7-a, 8-a, am început să-mi dau seama că trebuie să fiu de folos acolo și ne angrenam acolo în treburi. Existau pedepse când vreunul din... Firește că... Ca pe vremuri, că așa... Taică meu nu ezita să ne aplice o pedepsă așa. Era la mine era pedepsa cu papucul, nu știu la dumneavoastră cum e dat de papuc. Na. Fiecare cum mă apuca, dar a fost oarecum benefic așa, o atitudine mai fermă din partea taică-miu, că maică-mea ne iubea foarte mult și ne acoperea în orice situație. Noi eram acolo mai fiecare cu ale lui. Vă dați seama, 5 băieți. Greu de ținut, de ținut în frâu. Am eu 3 copii acum și mă uit că să sunt 2 fete și un băiat, și mi-e greu să țin sub control și încerc să fiu cât se poate de blând, să nu cumva să fac ce așa da, taică. Dar, pe de altă parte, trebuie să-i mulțumesc taică-miu că a fost ferm pe poziție și nu ne-a lăsat să alunecăm stânga-dreapta și ne-a tras atunci un comportament demn de oameni în societatea astăzi. A avut o importanță duritatea tatălui și în educație? Da, și în educație, că... evident, pentru că, vedeți, niciun copil nu cred că își dorește să facă teme sau să meargă la școală, să scoală în fiecare dimineață, mm-hmm. să ducă la școală. Nu cred că e o mare plăcere pentru el. Că, da, eram 5 copii, când aveam de încălțat, ne încălțam de la unul la celălalt, adică eu sunt al 4-lea din 5. Și nu știu dacă până la clasa 7 am avut vreo pereche de pantofi sau de ăștia noi, sau pantaloni noi. Păi erau alte generații înainte. Pentru că luam de la Daniel, actual părinte Daniel Vanga, ori de la fratele Marian, care era mai mare, și cum rămâneau, le îmbrăcam de la unul la altul. Dar niciodată nu rămâneam în lipsă, adică aveam tot timpul să ne încălțăm, aveam tot timpul. Trimitea Dumnezeu la bună vreme, din de toate, adică și haine și... Dar nu eram ca acum, spre exemplu, ai mei copii, păi eu vreau de la H&M, vreau de la Nike, vreau de la... Nu puteam să emitem pretenții de genul ăsta și... pentru că nici nu erau posibilitățile și pe de altă parte nici nu îndrăzneam, că era taică-miu care doar să uita la noi și firmă trebuie așa. Da, și înghețam. Da, dacă vreți, așa că devenisem deja, eram student, eram mare de acum, aveam 20 și ceva de ani și tot nu îndrăzneam să-l privesc în ochi, așa. Era respectul acela era pe care... Era un respect pe care nu-l discutam, nu-l scoteam în față. Deci chestia nu se discuta. Dacă spuneam o vorbă, era cuvânt și era un om de cuvânt. Și asta ne-a făcut să luăm ca model. Un om de cuvânt în sat, în societate, în comunitate. Și îmi face plăcere, deosebită plăcere, îmi face să mă duc, eu știu, acum ca preot misionar, slujesc, adâncata, Jilavele, Malul Roșu, m-am spus pe acolo, și oameni care au lucrat cu taică-mi. Îl cunosc. Tu ești băiatul Vasile, știți? Da, și, ăla Năzdrăvan când era mic. Și nu mi-e rușine să-i spun, da, dom'le, băiatul Vasile Gangă, care a lucrat la silozul de la fierbinți, a fost gestionar, a avut el pe responsabilitățile lui și chiar mă mândresc așa. Că... A fost greu parcursul educațional, să zic, perioada în care v-ați îndreptat către credință, către teologie, cât de greu a fost? Știți, dintr-un început așa nu eram hotărât să merg la facultatea de teologie sau la seminarul teologic. Știți, educația la vârste fragede se face așa, bucățică cu bucățică, pas cu pas, pași mărunți, extrem de mărunți, și care rămân acolo în sufletul omului. Faptul că am mers la biserică de mici, împreună cu părinții, a contribuit enorm, poate 90% din tot ceea ce facem noi acum. Și eu și fratele meu, pentru că erau așa ca niște povețe, învățături, bagaje de cunoștință care le primeam și le arhivam undeva într-un sertar. Țineați cont de ele, da. Fără să ne dăm seama.
Știți, adică... Și apoi când am crescut și am conștientizat măsura valorilor pe care le-am primit, nu era foarte greu să deschidem un sertăraș, să găsim acolo comoara. Exact. Care ne-a lăsat-o mama, era foarte, foarte afectivă, așa. Avea o credință în Dumnezeu, cum să vă spun eu, ce depășea știință, de carte, sau el n-avea, a avut 7 clase. N-a făcut prea multă școală. Taică, în schimb, a terminat liceu de mate fizică, cu bacalaureat, cu tot la vremea lui. În fine. Dar ea, cu 7 clase, cred că depășea orice putere de convingere taică cu toată școala lui. Da, 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 pentru e că era o diferență. Implicarea aceea afectivă, dragostea față de biserică și față de Dumnezeu, cum să vă spun, nu era nevoie să ne-o spună, să ne-o deseneze, ci pur și simplu se simțea. Se simțea, se trăia. Ea trăia credința așa profund. Eu aduc aminte perioadele astea așa, că văd că avem ouă roșii și cozonacă. Și suntem în Vinerea Mare. Da. Erau zilele astea de pregătire, cum să spun, maica mea n-avea stare. Era de dimineață de la 5, dimineața trezea, dacă adormea pe la 10 noaptea sau 12 noapte și apoi a doua zi de la început și tot într-o treabă și avea așa un talent la a găti și a le pregăti pentru Paști. Dar Vinerea Mare era o zi cu tot deosebită. La vârstele de 10-12 ani nu eram foarte ancorat, dar în schimb ne marca postul. Zice, vinerea, în săptămâna mare nimeni nu mânca dulce. Nu mânca de dulce. Eram și așteptam ziua de înviere ca pe cu bucurie. Cea mai mare zi din, că vedeam, treceau prin pe sub ochii, nu știu, totului, pouăle înroșite, cozonacul mirosea, pască făcea. Toate bunătățile, toate bunătățile, da. Eram, dar niciunul nu încălca regula casei. Mama a știut cum să... Da, dar nu stătea după noi cu bățul să zică, băi, stai, dacă te prind eu că ai mâncat de acolo, jar mănânci. Nu, erau chestii care, clar, era impregnat așa cumva în conștiința fiecăruia. Și niciunul nu îndrăznea să calce regula asta pe care o dădea. Importante sfaturi, importante povețe, învățăminte de la mama și iată că au rămas, așa cum a zis, în sertărași puse bine. Părinte, suntem în Vinerea Patimilor, în Săptămâna Mare și iată că în pragul Învierii Domnului, cea mai mare sărbătoare a creștinității. Ce ne puteți spune despre trăirea personală pe care o aveți în aceste zile? Da. Sunt mai mulți factori care influențează trăirea personală. Vedeți, ce regret eu acum mult, regret mult perioada copilăriei, care Paștile era așa o bucurie permanentă și o pregătire așa dinainte, cu o săptămână, două de Paști, pe care acum nu mai, adică s-a mai diminuat. Diluat așa. Pentru că sunt prins în multe activități, dar trăirea totuși este acolo. Știți? Nu poți să treci, iată, Vinerea Mare e zi cu o semnătate deosebită, de aceea și postim tot, pe tot parcursul anului, zile de vineri, pentru că știm cu toții că vinerea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a suferit patim și răstignire pe cruce și moarte pe cruce pentru noi și pentru mântuirea întregului neam omenesc, practic. Fiul lui Dumnezeu realizează mântuirea obiectivă la care suntem chemați cu toții să devenim subiecți, să ne asumăm mântuirea subiectivă. Da. Cine este alături de Hristos în săptămâna patimilor, în Vinerea Mare, la suferințele lui și la denia prohodului, care este o denie deosebită, cu o încărcătură duhovnicească pe care nu o întâlnim pe tot parcursul anului. Este o zi unică, o zi pe care îndemn pe toți creștinii să lase totul deoparte, să participe. Pentru că dacă nu vom participa alături de comunitatea parohială la această frumoasă slujba
deniei prohodului, nici nu vom putea simți la aceeași intensitate bucuria învierii. Bucuria vine prin cruce, prin suferință. Ați văzut că de multe ori crucile sunt așezate pe sfintele biserici. Mântuitorul Iisus Hristos răstignit, sculptat acolo și în spate e o lumină puternică. Lumina învierii. Și asta reprezintă, da. Ceea ce ne duce cu gândul că totul e prin suferință, prin sacrificiu. Sacrificiul suprem pe care Fiul lui Dumnezeu îl face pentru noi și pentru fiecare dintre noi, de fapt. Nu doar pentru X sau Y. Da, și acum vine în minte o idee. Știți, într-un an, la mormântul sfânt, acolo unde scoboară lumina învierii, au considerat de cuvință cei de la Sfântul Mormânt că nu trebuie să fie primiți musulmani, că nu știu ce s-a întâmplat acolo. Și ca să vedeți iubirea lui Dumnezeu, cum se manifestă, că în anul acela nu s-a mai coborât lumina sfântă, pentru că n-au fost prezenți și musulmani. Deci, practic, toți trebuie să fim iubiți de Dumnezeu, nu? Suntem iubiți. Necondiționat. Trebuie să simțim cumva această iubire. Ce înseamnă cu adevărat să crezi în Dumnezeu? Da, bine, aici putem face cu titlul ăsta, să crezi în Dumnezeu, putem face o lucrare de doctorat. Deci e o discuție amplă. Amplă, dar rezumat așa câteva informații. Întâi de toate trebuie cunoașterea Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu și trebuie să avem o inițiativă proprie în demersul acesta al cunoașterii lui Dumnezeu. Alminteri e, da, dacă așteptăm, Dumnezeu se coboară la noi și ni se face cunoscut și ni s-a făcut cunoscut de-a lungul istoriei mântuirii. Avem, iată, în manuale de specialitate, în seminarul teologic și în facultatea de teologie, numit dogmatică în manual, avem acolo un capitol, revelația Dumnezeu sau cunoașterea lui Dumnezeu. Și avem revelație naturală și supranaturală. Naturală, atâta cât ne este de folos să înțelegem că Dumnezeu există și este creatorul acestei lumi și atotputernic, ceea ce nu ne ajută să ne mântuim. Și de aceea Dumnezeu se descoperă în chip supranatural, depășind limitele firii umane și naturii înconjurătoare. Și se descoperă în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Da, și acolo, vis-a-vis de Sfânta Scriptură și de revelația dumnezeiască, supranaturală, îmi vine acum în minte un cuvânt al unui profesor din facultate, Petre Semen, l-am avut la Vechiul Testament. Eram student în anul 2 sau 3, nu mai știu, și tot vorbeam de revelația supranaturală, că Dumnezeu se descoperă omului în chip supranatural și la un dat întreabă, dar s-a încheiat revelația dumnezeiască? Cu care carte s-a încheiat revelația dumnezeiască? Și atunci părintele profesor foarte bine a subliniat și mi-a rămas în minte așa, revelația dumnezeiască nu s-a încheiat, ci Dumnezeu continuă să se descopere fiecăruia dintre noi. În momentul în care punem mâna pe carte, pe Sfânta Scriptură și deschidem și citim, nu citim ca pe o simplă carte de povești sau pe un roman, simplu citim ca pe cuvântul Dumnezeu și atunci Dumnezeu are acțiunea aceasta de revelare, de descoperire supranaturală și se descoperă omului care citește. Adică trebuie să-l descoperim până la urmă. De aici vine cumva întrebarea firească, pentru că am auzit de multe ori spunându-se pe mine, nu mă iubește Dumnezeu. Dar nu se poate. Vine exact cum vă spuneam întrebarea, ce trebuie să facem să ne iubească Dumnezeu? Știți, nu trebuie să facem nimic ca să ne iubească. Dumnezeu ne iubește pentru că suntem fiii Lui, după har. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat. Ca tot cel ce crede în tine să se mântuiască și să nu piară. Da? Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune treaba asta. Dar trebuie să ținem cont și de anumite aspecte. Știți că nu pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu judecător, aspru și dai, ai greșit, te-a pedepsit, știți, să nu le încadrăm așa. Și aici eu aș vrea să fac o paranteză.
mai auzim deseori spunându-se, nu fac asta că mă bate Dumnezeu, Dumnezeu nu ne bate pentru că Dumnezeu este bun. Da. Deci nu este corect să spunem așa că Dumnezeu nu ne bate pentru da, că nu ne bate Dumnezeu. Dumnezeu nu știu de unde vine vorba asta. Vine, mă bate Dumnezeu. Păi cum să te bată Dumnezeu? Că Psalmistul David spune că Dumnezeu e bun, dar e drept. Dreptatea lui Dumnezeu sau drept e singurul loc unde găsim dreptate. Că pe pământ nu mai găsim dreptate. La Dumnezeu da, găsim dreptate. Și cred că trebuie să ținem cont de rânduielile pe care biserica ni le transmite. Și vedeți, suntem Vinerea Mare. Vinerea Mare, ce ne spune Sfânta Biserică? Să postim, să ne rugăm, să fim cu gândul la această zi de însemnătate duhovnicească deosebită. Și atunci, dacă suntem indiferenți și lăsăm totul să treacă pe lângă noi, atunci nu-L lăsăm pe Dumnezeu, nu-I dăm voie, practic, închidem poarta lui Dumnezeu. Ușa sufletului închidem și Dumnezeu nu mai pare cum să pătrundă. Este ca și cum, eu știu, să mă fac așa prin analogie. Părinții noștri ne cheamă la masă, noi venim și stăm cu spatele. Bucatele sunt pregătite, cu atâta dragoste să ne bucurăm cu toți în ele și noi cu spatele. Ne întoarcem, da. De ce? Da? Atunci refuzăm iubirea lui Dumnezeu. Da. Vorbim deseori și despre păcat. Iată că avem cu toții păcate mai mici sau mai mari și ne gândim de fiecare dată ce trebuie să facem să ne fie iertate aceste păcate. Poate nu întotdeauna ajungem la biserică, poate ar trebui să ne spovedim mai des. Cum facem totuși să ne îndreptăm și să nu ducem după noi aceste păcate mai mici sau mai mari? Dar vezi, Monica, cum e. Treaba e toate la timpul lor, toate cu bună rânduială și când omul simte. Trebuie să simți în primul da, rând. Da, păi adminteri, dacă facem formal și mă duc la spovedanie că se duce și vecina Florica. Păi mă duc și eu cu ea, că să zic și eu cum am spovedit, că n-a trecut Paștele degeaba sau postul sau știu mai așa. Nu, trebuie să fie o chestie de, cum să zic eu, legătura asta e intimă, cea mai intimă legătură între om și Dumnezeu. Nu cred că poate fi altceva mai intim. Nici cu soțul, nici cu soția. Nu poți fi da. Mai intim decât cu Dumnezeu. Altminteri îl tratăm pe Dumnezeu ca pe cineva care e undeva așezat acolo. Știți, când avem nevoie, apelăm la El. Când nu... Deci atunci când simți, să te duci să faci lucrul ăsta. Să simțim pe Dumnezeu. Să simțim ca... Și să ne... Cum să vă spun... Să fie ceva din conștiința noastră, care este glasul lui Dumnezeu nou. Pilda fiului risipitor, cred că ați ascultat. Momentul crucial din toată pilda nu e nici când se întâlnește cu tatăl, nici când se întâlnește cu fratele, nici când ajunge acasă, nici când junghe viselul și îngrășat, ci momentul cel mai important este cel când el își vine în fire și se hotărăște să meargă la tatăl lui. La fel și omul. Când își dă seama că a greșit și consideră și conștientizează că el a greșit și față de cineva, tot puternic față de Dumnezeu, atunci lasă totul, da, frați, surori, mamă, tată, copii și se duce spre Dumnezeu. Și cere iertare prin taina spovedanii. Ne-a lăsat bunul Dumnezeu, ne-a lăsat taina aceasta sfintei spovedanii, care e nemaipomenită, adică practic ai posibilitatea să te curățești complet. Dacă n-ai avea, dar totuși o ai. Adică există această posibilitate. Este ca și cum avem o cămașă albă, o purtăm, la noapte, ea se murdărește, se adaugă acolo. Și dacă nu o ducem la curățătură, să stăm cu ea îmbâxită. Și e adevărat că, până la urmă, nu e bine să ducem păcatele cu noi un timp îndelungat? Adică, totuși te spovedești, dar nu te duci să te spovedești odată la 15 ani. Adică păi da. Se adună, nu? De ce le se adună? Păcatele care nu le spovedim devin patimi. Patimile, așa, sau obișnuință. Știți, obișnuință, zic că, nu știu, în prima parohie unde am slujit eu la Orboiești, lângă Slobozia, în 2007 am fost numit acolo, erau câteva mamai care veneau acolo la spovedici și le mai întrebam, drăcui, în jur, mai drăcu, s-a învățat gura, părinte. S-a învățat, păi gura asta cui? Chiată. Asta, păcatul nespovedit odată, aceea devine patimă și cu greu e scoasă
patima din sufletul omului. Da, spovedania trebuie să fie cumva rânduiala bisericească, să spune cel puțin de 4 ori pe an, când sunt posturile de peste an. Postul Sfintelor Paști, cum suntem acum, postul Sfinților Apostoli, postul Adunării Maicii Domnului și postul Crăciunului. Dar nimeni, niciun duhovnic nu spune nu te mai spovede, dacă nu-i post, nu te spovedesc. Se poate spovedi mai des. Oricând omul, eu așa am îndemnat pe fiii mei duhovnicești, oricând, la orice oră să mă sune, vin și sunt disponibil, oricând. N-am spus niciodată nu pentru spovedit sau nu am timp sau găsim o soluție. Pentru faptele rele se spune că plătim, dar pentru faptele bune se contabilizează undeva? Dacă vezi că Dumnezeu rămâne dator vreodată, nu. Dumnezeu e bogat, dăruitor. Dacă avem ce avem acum, le avem pentru că Dumnezeu ne-a dăruit. Bine, și strădania noastră este, că nu poate să vină așa picat din cer, așa pur și simplu. Stăm, lenevim, pentru că lenea iarăși e un păcat. Sfântul Apostol Pavel ne zice, cel ce nu muncește nici să nu mănânce. Corect, mai zicea cam așa vine treaba, da. Dictatorul nostru Ceaușescu. Nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă, știți? Adică să se cam inspira de acolo. Da. Voiam să vă mai întreb de importanța duhovnicului, importanța preotului. De ce? Pentru că uneori spunem, mă rog seara la culcare, fac o rugăciune, la biserică mai merg când am timp, citesc și din Biblie, dar totuși nu prea am timp să merg la preot. Cât de importantă este această legătură între un creștin și duhovnicul lui sau între preot și creștin? Nivelul de importanță este, sau măsura importanței o dă omul respectiv. Pentru că eu, ca duhovnic, eu sunt acolo, sunt la dispoziția omului, dar importanța și respectul pe care îl dă omul, creștinul, duhovnicului, e la el. Trebuie să simtă că vrea să vină către duhovnic și nu neapărat către duhovnic, ci către Hristos, pentru că nu duhovnicul îi dă iertare. Prin el o face, dar... Iertarea vine la Hristos. Exact. Să fim foarte conștienți și oamenii să fie conștienți de aspectul ăsta, că nu preotul are putere. Preotul e un simplu om și el cu neputințele lui, cu patimile lui, cu păcatele lui, amărăciunea lui acolo. Dar harul preoției pe care l-a primit la taina hirotoniei, prin harul preoției el poate să se dea iertare și dezlegare de păcat. Bineînțeles, iertarea păcatului nu vine așa, atât am iertat și eu. Aș vrea să fac o analogie, așa, între medicul de familie și duhovnicul. E foarte bine că înțelegem mai ușor. Când mergem la medic de familie, spune, cum te cheamă? Gheorghe Vasilic. Bun, stai să scot fișa. Scoate acolo, fișa și... Scoate și zice, păi stai că tu ai fost, ai avut roșu în gât, ai făcut injecțiile astea, te-ai operat de... Istoricul. Bun, și știe despre tine. Și spune, ia, ce te doare? Păi mă doare, doar aici, trebuie să te consultăm, să vedem ce vrem, dăm o rețetă. Trebuie să faci asta și vindecarea nu vine pe moment, nu puteam bine, ci în timp și respectând anumit regim alimentar, anumit tratament și așa mai departe. E, la fel și la duhovnic. Când vine duhovnicul, știe pe omul respectiv cine e, ce încercări a avut, unde s-a dus. Și în urma spovedaniei, la fel, fiecare duhovnic are economia lui, are felul de a trata lucrurile. Și îi poate da un canon mai mic sau mai mare, mai greu sau mai ușor. Pe de altă parte, îl poate lăsa și fără canon. Dacă consideră că se poate îndrepta așa, da? Da, se poate îndrepta de la sine. Dacă vede râvna deosebită, poate să-l lasă și fără canon și să-l împărtășească chiar fără să-i dea niciun canon de pocăință. Dar atunci când simțim că omul respectiv are o slăbiciune și posibil să alunece, e bine să-l întărim în credință, să-i dăm un canon de rugăciune mai intens, ca să-l, pentru că în urma rugăciunii, harul Dumnezeu coboară asupra lui și îl luminează și îl face să conștientizeze mult mai mult decât, practic, momentul ăla de la spovedanie, care durează câteva minute sau jumătate de oră sau o oră. Ceea ce face îl întărește, exact. Spovedanie îl întărește și îl face să
să creeze o legătură între duhovni. Te spun, băi, mi-a dat preotul să fac asta, trebuie să fac asta. Dacă îl întreabă prietenul, băi, vii cu mine în oraș astăzi, nu, vin că mi-a dat preotul ceva de făcut și trebuie să fac. Și trebuie să respect ce mi-a spus el. Și atunci, respectând canonul, ești ca și cum ai respecta rețeta, tratamentul. Vii a doua oară la duhovnic, mai îndreptat. Știe ce să facă mai departe? Și ca și la medic, după ce te-ai dus, te-ai tratat, tu ești mai bine, da, sunt mult mai bine, sunt sănătos, sunt mai viguros, am treabă, nu mai am aceleași probleme. Da. Și vreau să spun că e foarte important legătura cu duhovnic, pentru că prin duhovnic, practic, vorbești cu Hristos, Domnul, care ne dă iertare. Ce singur nu poți să faci, de aici am plecat. Da. Te rogi singur, da. E foarte, un lucru bun. Foarte dar... importantă rugăciunea personală, dar rugăciunea în comunie și mai ales legătura cu duhovnicul, că acolo e Mântuitorul Iisus Hristos, pe învierea sa din morți, a dat puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor și ce sunt legate pe pământ sunt legate și în cer și ce sunt dezlegate și pe pământ sunt dezlegate și în ceruri. A dat această putere doar Sfinților Apostoli și Sfinții Apostoli, prin taina hirotoniei, a dat-o preoților și episcopilor. Părinte, când un om este într-o situație extrem de grea, nu știu, un necaz mare, poate o persoană dragă a murit sau eu știu ce alt necaz, care e rugăciunea la care trebuie să se îndrepte? Pentru că de multe ori să știți că lumea caută asta, adică se gândește ce rugăciune, să zic, cea mai puternică, astfel încât să-mi liniștească sufletul în momentele acestea grele. Da, sunt momente delicate în viața omului și nu e ușor pentru nimeni să treacă prin încercări. Dar Bunul Dumnezeu știe de ce a trimis la momentul acela încercarea respectivă. Poate fi un moment de răscruce, un moment de întoarcere către Dumnezeu. Nu e de dorit așa să fii în întoarcerea către Dumnezeu printr-un moment ăsta greu. Dar este posibil, dar nu? Este deci posibil. Să fie încercări. Mulți oameni au venit la Dumnezeu prin astfel de încercări. Și au văzut, au simțit puterea Dumnezeu și și-au dat seama că există Dumnezeu. Pentru că mulți dintre noi îi neagă, inclusiv prezența lui Dumnezeu și existența lui. La momentele astea grele, preotul duhovnic trebuie să fie acolo alături de ca un frate mai mare, ca un tată, ca un prieten bun și drag. Și așa cum Sfântul Apostol Pavel ne spune, cu cel care plânge, să plângem împreună cu el, cu cel care se bucură, să ne bucurăm împreună cu el. Să fim acolo, trup și suflet, să se realizeze legătura asta nevorbită, nespusă, neexplicat. Pur și simplu să simțim. Da. Ce rugăciune spunem când ne este cel mai greu? Păi, cum spune, ne-a învățat Mântuitorul Hristos și a învățat pe Sfinții Apostoli, Tatăl nostru, să spunem. Dacă suntem în stare să spunem rugăciunea Tatăl nostru, trebuie, dacă e greu este... și totuși simțim nevoia să spunem o rugăciune. Dacă spunem rugăciunea Tatăl nostru și cu convingere și la Maica Domnului să ne rugăm, care e mama noastră din cer, așa cum spuneam, un copilaș de la Slobozia, e fetița domnului inspector Sandu, a spus că Maica Domnului este mama noastră din cer. Și copiii așa, copii, o știu. Practic așa simt ei și adevărat lucru au curit. Uneori, vedeți, avem o tristețe, suntem foarte triști sau avem sufletul încărcat de mai știu eu ce probleme, fie din familie, fie de altă natură. Cum putem prin credință să aducem bucurie sufletului? Să alergăm la Dumnezeu. Maica Domnului a suferit, vă dați seama că a suferit, iată, Vinerea Mare, ziua de răstignire a Domnului Iisus Hristos. Credeți că a fost ușor? Credem împreună între noi că a fost ușor Maicii Domnului să vadă Fiul ei răstignit pe cruce și mai rău de atât nu că se putea, cred da? Cred că o suferință mai mare de atâta nu cred că poate suferi vreo mamă. Dar... iată, o suferință dătătoare de nădejde, mântuire și de bucurie. Bineînțeles, noi suntem slabi, nu avem atâta credință cum avea Maica Domnului, dar avem ca model pe Maica Domnului. Însuși Mântuitorul Iisus Hristos s-a întristat, a suferit. S-a întristat când a murit prietenul lui Lazar.
sâmbăta trecută, sâmbăta de dinaintea florilor, este sâmbăta lui Lazar. Și spune Sfântul Evanghelist acolo că a lăcrimat Domnul Iisus când a auzit că a murit. Prietenul tău a murit, i s-a spus de către un ucenic și a lăcrimat. Da. Suferința a cunoscut-o Domnul Iisus Hristos și de aceea ne este foarte ușor să apelăm la El. Pentru că știe ce cerem, știe, a simțit ceea ce noi simțim acum. Și vedeți că omul nostru din zilele noastre, societatea zilelor noastre, care e oarecum tributară curentului din antichitate, hedonismului, știți? Viață trăită în plăceri, știți? Asta caută acum societatea noastră. Și atunci când nu se împlinește perspectiva plăcerii, e deja gata, cade în depresie. Sunt supărări artificiale, poate. Artificiale la un dat, știți? Trebuie să vedem lucrurile în profunzime un pic și să... Zic că omul vertical, omul cerebral, trebuie să-i mulțumească bunului Dumnezeu în fiecare moment, în fiecare zi. Și să nu, n-am câștigat astăzi, nu știu cât, sau n-am reușit să ajung la întâlnirea respectivă, ce norocire. Și sunt supărat și da. Sau supărările care vin, eu știu, boli, suferințe care vin, nu neapărat asupra noastră, ci asupra celor din familia noastră. Trebuie să știm că avem unde să alergăm către Dumnezeu. Este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și el, la el găsim alinare. Este adevărat că un păcat făcut, eu știu, din altă generație se poate transmite, eu știu, copiilor, nepoților, strănepoților? Există în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, nu îmi vine în minte acum exact trimiterea capitolului și versetul, unde se spune că părinții noștri au mâncat agurită și copiilor li s-au sterpezit dinții. Ceea ce... face referire la faptul că păcatele noastre se pot răsfrânge asupra altor generații. Da. Vorbim de păcate mari, probabil. Păcate și... mari, da, dar asta nu înseamnă că trebuie să căutăm, să identificăm cine, cum, dar de ce mi s-a întâmplat. Că nici n-avem cum, practic, să ne dăm seama, dar nu știam de dacă... De e foarte importantă rugăciunea de dezlegare de la mormântare, când preotul citește rugăciunea de dezlegare și toate surașele care se fac și spovedanie. Revenim iarăși la spovedanie, care e bine să ne spovedim că păcatele mărturisite sunt iertate și șterse, ca să zic așa, vorbesc un termen plastic, șterse de acolo din catastiful ăla mare. Părinte, de ce mulți oameni se îndreaptă către Dumnezeu abia atunci când dau un necaz? Și mai pot spune că mulți se îndreaptă către Dumnezeu mai pe la jumătatea vieții încolo, adică cât ești tânăr, poate că nu simți același lucru sau... Chiar se întâmplă asta și cred că, vedeți, uneori biserica e mai mult... În loc al babelor și al moșilor. Da, să zic, cu oameni mai în vârstă, nu atât de mult tineret. Am văzut și mulți tineri la biserică, dar... Poate ați văzut în București, dar... Spre credință, așa, a plecat... În zona rurală... Mai mult vârstnici, nu? Da, bătrânii sunt în proporție covârșitoare. Da. Omul alergă către Dumnezeu atunci când... consideră că e necesar. Și Dumnezeu nu îl forțează. E bine să veniți spre Dumnezeu și la bătrânețe, și în ultima zi. Tâlharul, iată, ziua de răstignire, astăzi cum suntem, a fost răstignit pe cruce lângă Hristos. Unul de-a stânga și altul de-a dreapta. Cel din partea stângă nici atunci, în ultima clipă, n-a contenit să refuze iubirea lui Dumnezeu. Iar cel din dreapta lui i-a spus: pomenește-mă, Doamne, când mi-a venit împărăția ta. Și s-a mântuit. Un tâlhar s-a mântuit în ultima clipă. Ei, rânduiește Dumnezeu ca să venim către El, fie la tinerețe, fie la bătrânețe, fie la jumătatea vieții. Nu contează când, important e să ajungem acolo. Pentru că, vedeți, toate sunt de grab trecătoare. Lumea aceasta este de grab trecătoare și sensul și scopul pentru care Dumnezeu a fost l-a creat pe om este să fie în împărăția lui, să se mântuiască. Ne înșelăm amarnic încercând să acapărăm cât mai multe averi, case, funcții,
eu știu mai ce. Și într-o secundă ne dăm seama că nu ne sunt de folos. Ne lăsăm într-o secundă și plecăm la Domnul. Și cum plecăm? În ce fel plecăm la Hristos să dăm față în față cu El? Și inevitabil. Vorbeați mai devreme de copilărie. Mi-aduc aminte că pe mine bunica mă ducea la biserică pe ascuns pentru că tata era ofițer și în vremea comunistă ofițerii nu aveau voie la biserică. Deci, practic, vedeți, din experiența asta ar fi putut să iasă un copil care să nu creadă în Dumnezeu dacă până la urmă profesia tatălui nu... nu i-ar fi dat voie. Asta a fost perioada comunistă, da, o știm cu toții. Și vedem câte s-au mai întâmplat și acum în pandemie, câtă lume ar fi vrut să vină la biserică, dar nu s-a putut și sunt multe de-a lungul timpului, da, care s-au întâmplat încercări, nu? Sunt încercări. Săptămâna ce urmează Paștelui se numește Săptămâna Luminată. Ce semnificație are? Cum le explicăm celor care ne ascultă și ne privesc că ar trebui să fie în Săptămâna Luminată sau cum ar trebui să o privim cu lumină? Să fie Săptămâna Luminată. Cum să vă spun? Să fie lumină. Lumină în suflet, lumină în casă, lumină în privire, în gândire. Tot. Că Hristos a zis, eu sunt lumina lumii, cel ce mă urmează nu va umbla într-un tuneric. Dacă suntem cu Hristos astăzi și îl petrecem la groapă, vom fi și în lumină cu El. Cel ce mărturisește, așa zice Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de la Matei, cel ce va mărturisi înaintea oamenilor despre mine, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu despre El. Și dacă îl mărturisim pe Hristos acum când e la suferință și suntem alături de El, putem să fim și în Săptămâna Luminată. Da, e o săptămână cu niște slujbe speciale, preoții îmbracă veșminte deschise, permanent când se cădește biserica cu lumânarea aprinsă, cu flori împodobită. E o săptămână deosebită, de bucurie. Practic centrul de gravitație al creștinismului este înviere. Iar creștinismul prin excelență este o religie a bucuriei. Că Hristos a înviat. Iar după înviere simțim cu adevărat lumina, da, dumnezeiască. Da, o simțim dacă și trăim în săptămâna. Dacă în săptămâna patimilor noi ne destrăbărăm, mergem la distracție și nu vrem să auzim de post, de rugăciune, de participare alături de preoți, de comunitatea parohială la biserică, nu știu dacă ne atinge. Am uitat să vă întreb ceva totuși, că ați vorbit de post. Știți că sunt oameni care țin post, dar pe de cealaltă parte gura e cam slobodă sau gândesc de rău. Ce le spuneți acestor oameni? Că îi cunoașteți, îi mai vedeți, îi mai... Adică ții post practic degeaba, nu? Că nu e degeaba, nu? Ții post, niciun dar totuși, nu, ții post, dar totuși tu gândești de rău o persoană, o vecină. Sacrificiul nu este degeaba. Mai ales când este cu gândul la Dumnezeu. Sau chiar dacă nu e cu gândul la Dumnezeu. Petre Tuțea spunea, o povestea odată, spunea că un om surd se ducea la biserică. Și la un dat el era acolo de când începea slujba. Că n-auzea. Dar n-auzea, dar stai acolo, da, până se termina. Și-a bă, dar de ce nu la biserică? Că tu ești surd, oricum n-auzi nimic. Zice, da, vreau să știe diavolul de partea cui sunt. Bun răspuns, da? Corect. Da. Postirea e un demers personal, profund personal. Că, practic nu putem să postim doar de ochii lumii, postim dacă vrem. Iar pe perioada postului să înțelegem că omul este ispitit în fel și chip. Există ispite într-adevăr, de genul, nu? De tot felul. Și dacă omul cade în ispită de a vorbi, de a bârfi, chiar dacă el postește... Sau de a gândi de rău ceva, da, pe cineva, da? Da, suntem toți... Avem slăbiciunile noastre, să fie foarte bine înțeles, că nu există sfânt în viață. Nu au existat sfinți în viață. Oricând poate cădea în mândrie și să ducă totul de rupă cu toate faptele. Dar trebuie să înțelegem că dacă ne-am angajat la demersul acesta duhovnicesc de a posti, chiar dacă picăm în vreo greșeală și bârfim și vorbim și poate să facem și rău cuiva sau poate, eu știu, picăm într-o ispită. Nu mai postim sau o zi, două sau... Trebuie să revenim la ideea, la drumul pe care l-am apucat.
Pentru că atunci când ne angajăm la demersul acesta duhovnicesc, trebuie să înțelegem că și ispitele sunt pe măsură. Da, suntem adică... ispitiți și omul pică. Omul e slab, e făptură slabă. Și mai ales atunci când nu se spovedește și nu se împărtășește, e cu atât mai slab înaintea ispitelor. Cumva ar trebui să ne gândim la toate aceste lucruri, așa cum ați zis dumneavoastră, când simțim, dar să ne gândim la fiecare aspect și la împărtășanie și la... Firește că unirea cu Hristos în Sfânta Taina Împărtășanie este, trebuie să fie scopul fiecărui om în viața aceasta. Da, și nu ne împărtășim dacă am postit sau dacă n-am mâncat 3 zile sau știu, nu, să fie clar, că nu vine ca un premiu Sfânta Împărtășanie. Vine din mila lui Dumnezeu. Am fost de curând, Părinte, la un eveniment la dumneavoastră în județ, da, în Slobozia, în Ialomița, și m-a impresionat acea slujbă pe care ați ținut-o pe data de 8 aprilie și dumneavoastră și fratele dumneavoastră în limba romanii. Cum este privită de etnicii romi această slujbă în romanii? Îi aduce mai aproape? Cum percep? Este un lucru deosebit, trebuie să recunoaștem că nu poate peste tot se poate ține astfel de slujbă și într-adevăr e un lucru deosebit. Moment emoționant așa pentru fiecare dintre noi, cel puțin pentru mine. Nu pot să rămân indiferent la o slujbă făcută în limba strămoșilor. Am avut în biserică romi vorbitori nativi ai limbii romane. S-a vorbit în casă, nu la dumneavoastră, deci... La mine în casă, nu. Nu? De unde ați învățat? Nu, maica mea, nu, ne citeam, dacă ați fost atenți. Da. V-am mai auzit vorbind și am crezut bine, că știți. Așa, da. Știu expresii uzuale, dar dacă mă apuc să port o conversație cu cineva, mă pierd și nu mai am pierdut, că eu îl gândesc în românește și până le traduc, omul ăla deja mi-a zis destul și s-a săturat de vorbă și pleca. Trebuie să mulțumim domnului Sorin Sandu, care a tradus cu binecuvântarea Preasfințului Părinte Varsanufie și Preasfințului Patriarh Daniel, care a binecuvântat să se traducă Sfânta Liturghie. Și noi, dacă a fost atenți, aveam cartea în fața acolo, traducerile, și rosteam de acolo. Am dat numai și stâlceam unele cuvinte, nu le rosteam chiar așa. Asta n-am putut să-mi dau seama. Da, dar vorbitorii nativi mi-au atras atenția. Da, da. Atenția, că n-ai zis acolo, ai zis-o. Că, știți, nu-i nimic, e bine. Terminația la masculin cu feminin, le-am mai încurcat, le-am mai... Așa, dar momentul emoționant este foarte important. Unii dintre ei mi-au spus așa, ce din Bora, de peste gârlă, i-a anunțat la Mănăstirea Sfinții Voievozi, că l-au auzit pe Dumnezeu în limba lor. Vedeți ce cuvinte, da. Și m-a uimit așa, m-a muiat total. Sau colegii preoți, primă fază, ce faceți cu limba țigănească? Veniți să faceți țigănească, ce e asta? Pentru ei era ceva blasfemie. Da, dar uitați câtă importanță pentru... Și după aceea, păi zic, păi da măi, părinte, coleg, e o limbă care a dăinuit peste veacuri, fără să fie scris. La fel cum și limba română a fost vorbită până în secolul... Și foarte importantă pentru romi să-și audă, să audă o slujbă sau măcar o porțiune. Vedeți, în mentalul colectiv al populației majoritare nu e foarte comod să auzi în limba romanii, dar oamenii credincioși, într-adevăr, și oamenii cu educație de nivel înalt, înțeleg și apreciază și chiar se asociază cu noi acolo și mijlocesc. Da, la evenimentul ăsta a fost unul extrem de important pentru mănăstirea de acolo unde a venit, Mănăstirea Sfinții Voievozi, ctitoria domnitorului Matei Basarab, a avut robi, romi. Au muncit acolo pe pământul. Cu atât mai mult, da, deci cu atât mai mult. Și chiar am spus, dacă cuvântul meu de acolo, am spus că și, nu trebuie lăsată cumva inițiativa, că practic n-a fost inițiativa mea, a fost a domnului Leonida, el, dumnealui președinte de romilor, filiala Ialomița, a venit cu ideea asta, părinte, ce ar fi să facem noi? Uite așa, 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 ar fi excelent, domnul președinte, ar fi ceva ce nu s-a mai întâlnit la 8 aprilie. Știți că noi ne-am învățat așa că ziua de 8 aprilie e o zi în care ne cultivăm cultura
sportul, muzica, tradițiile, da, obiceiurile. Tradițiile. Și de cele mai multe ori, ziua de 8 aprilie devenea zi de muzică, de distracție, dar nu numai, da, departe. Exact. Sunt tot felul de activități culturale. Dar dacă culturale. Ne uităm în ceea ce s-a discutat la Londra și ce s-a fixat acolo, spune că este zi de comemorare a victimelor de-a lungul istoriei romilor. O istorie zbuciumată, o istorie plină de încercări și de... Și cum spunea domnul, mi-a rămas în minte treaba asta, că doi factori au făcut ca neamul ăsta țigănesc, așa îmi place să zic, să dăinuie peste veacuri, a fost credința în Dumnezeu și iubirea de familie, care ne-a ținut vii și a rămas... Întotdeauna spunem asta despre romi, da, exact. Da, iar slujba în sine este o slujbă frumoasă, adică e aceeași rânduială. Sunt expresii pe care în limba românii le găsești mai greu și trebuie făcut o conexiune acolo. Le-a făcut foarte bine domnul Sorin Sandu, prietenul nostru drag, îmbrățișând fiecare dată când ne vedem, e așa o parte din familia noastră. Daniel, părintele, e foarte apropiat și eu, mine de altfel. Și mulțumim că a făcut un mare bine, să zic așa, pe latura cu această traducere, da. Și poate o să mai traducă și alte slujbe. Botezul, eu știu, și parastasele și alte slujbe. Ar trebui să-l punem la treabă pe Sorin, da, da, da. Să avem mai multe... Pentru că eu slujesc, eu ca preot misionar în cadrul protopopiatului Urziceni, cu binecuvântarea preasfințului Părinte Vincențiu, episcopul Urziceni Clara, și slujesc la Biserica Bărbulești. Ca am bisericit acolo, e o comunitate 100% rom. Vorbitor, nativ, romi, acolo... Dacă te duci și vorbești limba română, atunci ești considerat străin de neam. Și cred că mai bine te înțeleg în limba română, da, totuși. Ei s-au bucurat, mai m-au chemat la sveștani. Și acolo am mai zis, Sfinte Dumnezeule, cântarea, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliște pe noi, în limba română. Somnala Devla, Somnala Zoralo, vai, când... Trebuie să știți, omul când începe o slujbă, cel puțin asta simt eu, îi pun aici cartea, îmi pun castronul cu apă, tămâia, tot. Și apoi intră într-un formalism din ăla așa, știți, într-o stare de amorțeală. Zice, lasă-l pe părinte să se roage, să-și facă treaba să-și facă acolo. Treaba, noi stăm aici cu minței, nu-l deranjăm, știți? Apoi, la un moment dat când am auzit în limba romanii, deja beculezul s-a aprins, s-au trezit. Ia să vedem. Chiar am observat reacțiile lor și a zis, tu, bun, eu, ce frumos sună. Da. Devine un liant așa. Cel puțin eu m-am apropiat mult mai și mult o apropiere, da, asta am vrut să zic, cu apropiere limba. Când vorbești unul pe limba lui, da, și limbajul nostru al preoților, este unul poate fi înțeles ca de lemn, așa, știți? Mai oficial un pic, dar limba cred că apropie mai mult. Da, dar vedeți că dacă intrăm în biserică avem un vocabular teologic pe care mulți oameni nu înțeleg. Trebuie să încercăm să adaptăm cumva discursul nostru la nivelul oamenilor de înțelegere. Iar în cazul romilor, care de cele mai multe ori educația e de un nivel scăzut, dacă le vorbim pe limba romanii, am spart bariera. Iar ei înțeleg mult mai bine și se apropie atunci, mult mai bine. Chiar dacă nu vorbesc neapărat în limba romanii, nu vorbesc pe limba română, dar îmi vorbesc mai deschis. Nu mai au aceeași temere. Adică am spart bariera aceea de comunicare. Deci de acum clar o să vorbesc cu Sorin să facă traduceri și pentru botez și pentru alte fratele sărbete. Daniel are la biserică, la Sintești, la el, romii bursari care, și căldărari care vin acolo și vorbesc numai în limba română. Și el mai folosește în slujbe expresii ca să se facă, să fie... să simtă ca acasă. Așa, e foarte important, da. Și la școală e greu pentru un copil care vine dintr-o familie de romi. Eu predau religie, eu practic activitatea mea de bază de luni până vineri e la școală. Sunt titular în... Profesor. Da. Profesor, am fost și director de câțiva ani. Adjunct, director plin, era adjunct, iar director și tot așa. Și am văzut nevoia copiilor de a comunica în limba lor maternă. Și foarte important să fie acolo un mediator școlar sau un profesor de sprijin care să mai știe câte ceva, să le zică ceva. Pentru că ei acasă vorbesc în limba romanii și atunci le este mult, mult și mai gândesc, mai și gândesc în școală. Văd și la clasa 5-a, la clasa 6-a.
îi gândesc în limba română și traduc în limba română. De multe ori eu strălcesc limba română, chinuie săraca limba română, dar nu că ar vrea sau că... Nu că ar vrea, ci că așa sunt obișnuiți acasă. Da, așa sunt obișnuiți acasă. Și e foarte important să comunicarea asta în limbă. Că dacă vom comunica corect în limba romanii cu ei, vor traduce și ei corect cumva în limba română. Spre exemplu, îl admir pe domnul Leonida, care are un discurs foarte bine punctat, articulat și corect gramatical. Foarte important. Și foarte important, pentru că are și o întrevedere cu tot felul de oameni. Președintele Consiliului Județean, prefect, primari, deputați, senatori care vin de acolo, din județ. Și ei vânează greșelile astea. Știți, țiga, știți, dacă vorbești un pic, ai stricat, gata. Așa când te prezinți la alt nivel, da. Și vorbești corect, da, l-am admirat chiar așa cum când am fost la 8 aprilie. Am stat la masă frumos, am făcut o masă rotundă acolo cu toți conducătorii județului și a avut un discurs extraordinar de bine articulat, așa, și l-a admirat. Ceea ce contează, da, foarte mult. Contează foarte mult și Daniel, că eu sunt mai mic decât Daniel cu 2 ani, spunea, băi, și foarte mult contează să... Când suntem în contact cu majoritatea, să spunem lucruri pe noi, să avem grijă să nu greșim, pentru că odată ce ai greșit, te-a catalogat. Greu se mai șterge. Și, da. Părinte, ce le doriți credincioșilor cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști? În încheiere o să vă rog să le adresați un... Da, dacă nu s-au spovedit până la ora asta, să o fac, să caute, să-l convingă pe preotul lor duhovnic să-i primească la spovedanie, să-și mărturisească cu sinceritate și cu părere de rău păcatele, să promită înaintea lui Dumnezeu că nu vor mai face, nu le vor mai repeta și să primească iertare. Doar prin iertare vor primi și bucuria acestor sfinte sărbători. Sunt sărbători unice. Sunt momente unice pe care omul nu le mai poate trăi altă dată, indiferent de neam. Știți că Dumnezeu ne iubește pe fiecare deopotrivă, fie că suntem romi, fie că suntem români. Nu iubește pe nimeni mai mult sau mai puțin, ci suntem deopotrivă iubiți de El. Să primească fiecare creștin în casa lui lumina lui Hristos, care luminează tuturor, așa cum spunem în liturghia darurilor, mai înainte sfințite, care se oficiază doar în postul mare. Lumina lui Hristos să lumineze tuturor creștinilor din această lume. Vă mulțumesc tare mult, părinte, că v-ați făcut timp și ați venit la acest podcast. Drag. Și... îmi face plăcere să discut. Poate, da, eu vorbăreț așa de fel și spun multe și dacă... Ne-ați și spus multe lucruri interesante și să fiți sigur că vă mai invităm și cu altă ocazie să le spunem ascultătorilor, telespectatorilor, să le spunem, eu știu, poate din învățămintele acestea pe care le reținem, cred că mult mai ușor, poate decât le citim în cărți și să le prețuim. Da, cred că Dumnezeu le-a rânduit așa să fie aici și să poate din toți cei, eu știu, care ascultă ce vorbim noi aici, măcar din 100 care ascultă, măcar unul, dacă pune ceva la inimă și începe să lucreze. Contează Dumnezeu. Foarte da, mult. Da. Vă mulțumesc pentru prezență. Toate cele bune. Doamne ajută. Doamne ajută.